Bine ați venit la mobilisimo.ro, telefoanele bune nu trebuie să fie scumpe. luați le exemplu pe Motorola Moto G34 5G, 999 de lei și primește niște funcții pe care le găseam până acum doar pe telefoane high-end sau mid-range de la Motorola. Mă refer la ready For, la spate acoperit cu piele, camera principală de 50 de megapixeli și un modul foto mult mai arătos decât am văzut și pe unele telefoane de 3 ori mai scumpe. Ăsta e modulul foto, ăsta e spatele acoperit cu piele și acest telefon a căpătat imediat două titluri. Cel mai ieftin telefon cu Android 14 în 2024, testat de noi, și cel mai ieftin telefon 5G din 2024, la sub 1000 de lei. Altfel, camera principală de 50 de megapixeli, baterie mare de 5000 cu încărcare rapidă, încărcător în cutie și multe funcții moto, inclusiv una de tuning la gaming, bașca, difuzoare stereo, jack audio, slot microSD. Numai și numai avantaje la care adăugăm un procesor familiar și un refresh rate ridicat. Asta e telefonul Moto G34 5G, iar unboxing-ul începe acum. Acesta e telefonul cu poate cel mai rătos spate din zona terminalelor entry level, sub 1000 de lei. Mă refer în special la zona camerei, care este așa ușor bombată și prinde lumina într-un mod interesant. E diferită textura și locul acestei zone a camerei față de restul spatelui acoperit cu piele vegană. Telefonul ăsta se găsește pe câteva nuanțe, mă refer la negru, albastru, verde și crem. Are o ramă din plastic, este o ramă plată care ajută la o priză cât mai bună și mi se pare destul de solid construit, Butoanele sunt amplasate la îndemână, iar în cel power se află cititorul de amprente. Ce indică faptul că ar fi un telefon entry level? Păi aș spune că bărbia asta un pic mai groasă decât media. Hai să vedem ce primim în cutie, că e un unboxing și hai să mai lăsăm niște informații pentru review. În primul rând, husă, transparentă și flexibilă. Apoi, cheița care oferă acces la sloturi și zic nano SIM și micro SD aici, apoi manualul și informații juridice. În manual o să căutăm, așa cum tot facem de la o vreme, valoarea SAR. Doar că ghiște. Nu este valoarea SAR, este un cod. steluță dies 07 dies, ca să fi valoarea SAR. Ce, o să facem în curând? Aici vedeți dispunerea microSD-ului și nanosimului. Ca să fie clar. Deci, steluță 07 dies. Hai să facem treaba asta. Ok, deci începem. Steluță 07. Steluță diez, 07 diez. Ok. Și vedem valoarea SAR. 0,90 W pe kg la nivelul capului, 1,26 W pe kg la nivelul corpului și 2,96 W pe kg la nivelul membrelor. Uniunea Europeană impune valori sub 2 W ca să fie un telefon de folosit în siguranță de către utilizator, fără a fi radiat prea mult. Mai departe, vedem ce primim în cutie. Asta este un încărcător de 20 de W cu conector USB-A. Și ăsta este un cablu de la USB-C la USB-A. Am înțeles că bateria telefonului suportă încărcare până la 30 de W, încărcare Turbo Power. Deci dacă aveți un încărcător mai rapid, o să livreze. Bun, am terminat cu Stai aici. Conținutul cutiei, hai să ne ocupăm acum de telefon. Deja am făcut un spoiler, am vorbit despre design, dar ce nu v-am spus sunt dimensiunile. 8 mm în talie, ceea ce e rezonabil, și 179 de grame. Se duce spre zona Moto edge care sunt compacte, ușoare și se telefon mai entry level așa. Am observat un proces de, cum ar zice englezii sau americanii, trickling down, adică picurat în jos. Funcții de flagship-uri au început să ajungă pe telefoanele mid-range, și acum și pe cele entry level. Mă refer spre exemplu la Ready 4 și la încărcare destul de rapidă, dar și corp compact. Până mai ieri, un telefon de genul ăsta ar fi avut camera selfie decupată într-un breton picătură urât. Acum e decupată într-un orificiu în ecran. În fine, am terminat cu designul, vă mai spun și că este rezistent la stropiri. Am terminat cu designul, așa cum spuneam, dar n-am terminat cu display-ul. este un panou IPS LCD, 6,5 inch 1600p 720 de pixeli și refresh rate de 120 de Hz. În afară de bărbia mare nu prea am obiecții, iar în recenzie o să aflați și cum stă cu luminozitatea, ba chiar l-am scos și la soare, să vedem cum se descurcă. Mai departe folosim aplicația AIDA64 pentru a vedea ce procesor avem și voila, Qualcomm Snapdragon 695 5G. Un procesor octa-core de 6 nanometri cu GPU Adreno 619, îl știu, l-am mai văzut pe Redmi Note 11 Pro 5G și pe OnePlus Nord CE 3 Lite, dar și pe o sumă de de alte smartphone-uri. Vestea bună e că la doar 999 de lei primești 8 GB de RAM și 128 GB de stocare, bașca slot microSD și baterie de 5000 mAh, care se încarcă la 30W pe fir. Pentru securitate, avem un cititor de amprente integrat în butonul Power și apropo, butoanele de volum sunt aceste mici pilule deasupra sa. Apoi avem și jack audio, microfon aici, port USB-C 2.0 și unul dintre cele două spicare. Unul e aici, iar earpiece-ul, discret de convorbit de aici, servește și rol de livrare de muzică. Și dacă vrei, poți să și tunezi experiența cu Dolby Atmos. Avem special audio, că tot avem telefon cu Android 14, smart audio, Muzică, film, jocuri, podcast și casta Unde te poți juca cu egalizarea După pofta inimii tale Mai departe vorbim despre conectivitate uh, Și telefonul ăsta oferă 5G Așa cum îi spune și numele și cum scrie și pe cutie Moto G34 5G Dacă dăm swipe aici o să vedeți că avem și NFC Și pe lângă treaba asta mai avem Bluetooth 5.2 Wi-Fi, Dual Band, GPS Galileo, QZSS, GLONASS și NAVIC Portul SBC 2.0 Și mai e ceva cevaul acela fiind Radio FM. Mai departe vorbim despre camere, cea selfie este decupată în ecran, are 16 megapixel și deschidere f2.4 și filmare Full HD. În spate un setup dual, din nou poate cea mai rătoasă cameră de pe un telefon sub 1000 de lei, ever, și include un senzor principal de 50 de megapixel cu deschidere f1.8 și Face Detection Autofocus, o cameră macro de 2 megapixel cu deschidere f2.4 și Blitz LED. Filmează Full HD, era de așteptat având în vedere procesorul și hai să vedem cum stăm cu opțiunile. Sunt câteva surprize. Avem panorama, timelapse, night vision, photo booth, dual capture, foto și video și spot color. În modul Pro apare prima surpriză. Poți să faci captură RAW, chiar și la prețul ăsta, plus tuning de expunere, ISO, shutter, balans de alb și focalizare. Modul Portrait vine cu reglajul blurului de fundal, dar și cu niște moduri de înfrumusețare pentru selfie-uri. Modul principal de captură include captura cu camera principală și cu cea macro. Iar aici găsești un fel de profiluri de culoare. Poți auto îmbunătăți imaginea sau să păstrezi o tonalitate mai naturală. Și ai aici un auto night vision baked in, cum ar zice americanul, sau poți activa tu night vision în condiții nocturne. Filmarea nu îți dă setări de rezoluție, îți dă doar aspect, 9 pe 16 sau ăsta full screen și stabilizare on sau off. Și mai avem și slow motion, ca să fie lista completă, filmare cu cetinitorul. Bun, despre software. Este cel mai ieftin telefon cu Android 14, care mi-a trecut prin mână. Asta pot să zic din start. Navigăm pe bază de gesturi, vedeți aici, recents, back, Home, toate astea și un folder dedicat cu motouri, ca să zic așa, aplicații moto și nu puține. În primul rând, customizare, personalizarea interfeței la nivel de wallpaper, stilizate dinamice, curatoriate, teme, fonturi, forme de iconuri, culori, layout, sunete și dark mode. Apoi, gesturi. Din nou, nu puține. Moto Secure, am tot văzut asta pe telefoanele mid-range și iată și într-o zonă și mai accesibilă. Secure Folder, detecție de phishing, protecție a rețelei și chiar Pin Pad Scramble, care amestecă cifrele pinului încât să nu mai fie așa ușor de văzut peste umăr ce pin ai băgat. Tips ca să descoperi telefonul după ce de abia l-ai cumpărat, opțiuni ale ecranului, lost screen și display și chiar și gamerii primesc o funcție. Este în zona Games, este aici și se manifestă atât prin lista asta destul de lungă, cât și prin meniul lateral. Dacă eu punesc asfalt nou, apare iconul ăsta aici și sunt șocat de cât de multe opțiuni primim. Chiar dacă nu e telefon de gaming, Snapdragon-ul ăsta duce câteva jocuri consacrate și de aici mai facem și un pic de tuning de performanță cu modurile astea, dar și captură video și partajare, blocare de notificări și apeluri. Hai că nu e rău. Mai departe, alte aplicații moto-utile Family Space, poți să creezi un spațiu pentru cel mic sau cel bătrân ca să aibă o experiență mai light și să nu fie tras în lumea asta în care stăm toată ziua pe smartphone. Și apropo de treaba asta, poate aplicația mea preferată de aici este Moto Unplugged. Asta e interfața pe care o să o ai în Moto Unplugged, ești relaxat, ai doar SMS, apel și cameră. Atât și pui și un timer ca să te reconectezi complet, să scapi de stresul WhatsApp-ului, mail-urilor, oamenii care te sună pe FaceTime, pe Skype, stres de la muncă. Nu, gata, moto unplugged. Și productivitate gârlă chiar și la 999 de lei cu Ready for App Streaming, adică faci streaming cu aplicații, le pornești cele de pe Android direct pe PC, mobile desktop, screen share, adică mirroring pentru ecranul de pe telefon pe PC, funcție de webcam pentru telefon atașat la PC, conectat la PC, transfer de fișiere, hotspot, PC lock și smart clipboard. PC lock cred că um, poți da, bloca și debloca PC-ul direct de pe telefon folosind cu un fel de cheie. Cam atât am avut de spus despre Moto G34 5G. Da, funcțiile care până erau pe flagship-uri au ajuns pe un telefon de 999 de lei. Cel mai ieftin telefon 5G de anul ăsta, testat de noi, cel mai ieftin telefon cu, mod, cu Android 14, testat de noi. Vine și review-ul în curând. Ce m-a impresionat cel mai mult? Designul camerei și funcțiile speciale moto. Asta vă zic din capul locului. Acum trecem la treabă cu bateria, cu alte nebunii și nu uitați că avem încă acele clipuri speciale pe TikTok, YouTube Shorts și pe YouTube. Au venit culori noi pentru telefoane moto consacrate pentru un Razer și un Edge și cred că o să fie tentante pentru voi de Valentine's Day. Știți, culoarea anului, pantone, pitch fuzz, uitați-vă și la cele clipuri cu motouri, că e ceva special. Cam atât despre Moto G34 5G, revenim cu review, la revedere!